Născut în Iași, în noiembrie 1823, Lascăr Catargiu aparținea unei vechi familii muntene, un membru al căreia fiind exilat de Matei Basarab în secolul 17, s-a stabilit în Moldova. Aceasta a aderat la petiția proclamației adresată domnitorului Mihail Sturza la 28 martie 1848, ceea ce a dus la surghiunirea sa pe una din moșiile familiei sale din Ținutul Neamț. În timpul lui Grigore Alexandru Ghica, Lascăr Catargiu a ajuns prefect al poliției din Iași. În 1857 a făcut parte din Divanul ad hoc al Moldovei, o comisie aleasă conform tratatului de la Paris din 1856 pentru a vota unirea propusă a Moldovei cu țara românească. Vederile sale puternic conservatoare, în special în legătură cu reforma agrară, l-au făcut să devină candidatul conservatorilor la tron în 1859. În Moldova însă a refuzat din dorința de a vedea să apară o singură patrie română mai puternică și mai mare. În timpul lui Alexandru Ioan Cuza, Lascăr Catargiu a ajuns unul din liderii opoziției și a primit ajutor din partea lui Barbu Catargiu, primul prim-ministru al României, asasinat la București pe 20 iunie 1862. În 1866 a devenit unul dintre cei trei membri ai locotenenței domnești, care a condus statul român de la abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza și până la înscăunarea lui Carol I. În mai 1866, Lascăr Catargiu a devenit președintele Consiliului de Ministri, dar neputând coopera cu colegii săi liberali Ion Brătianu și Cea Rosetti, a demisionat în iulie a acelui an. După încă 8 funcții ministeriale, culminând cu agitația antidinastică din 1870-1871, Catargiu a format pentru prima dată în istoria română, la 22 martie 1871, un cabinet conservator stabil, care va rămâne la putere până în aprilie 1876. La începutul anului 1876, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu căuta căi de folosire a crizei orientale în scopul obținerii independenței României. La 16 ianuarie 1876, Lascăr Catargiu a dat instrucțiuni agenților diplomatici români din străinătate să facă sondaje pe lângă guvernele străine pentru a afla care ar trebui să fie rolul României în criză și dacă aceste guverne ar fi receptive față de o declarație unilaterală de independență a României. Catargiu era pregătit să colaboreze pe plan militar cu puterile aliate într-un război în Europa de Sud-Est împotriva Turciei, doar dacă aceste puteri ar fi garantat integritatea teritorială a României și independența politică. În anul 1884, Catargiu a unit partidul său cu o grupare liberală dizidentă condusă de Gheorghe Vernescu pentru a forma Partidul Liberal-Conservator, în care Catargiu și Petre Carp își disputau conducerea partidului pentru a realiza această fuziune. Lascăr Catargiu a fost nevoit să adere la anumite principii liberale, descentralizarea administrativă și libertatea presei. A murit la București la data de 11 aprilie 1899. Să nu uităm, dragi prieteni, să iubim și să cinstim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.